Prima competiție internațională, primele medalii pentru grupa de performanță a secției de înot de la CSM Slatina. În perioada 24-25 februarie, în Ungaria, slătinenii au reușit să se impună în fața unor adversari puternici și să aducă acasă un număr impresionant de medalii. Prima competiție pe care am avut-o weekendul trecut, am avut-o în Ungaria. Am fost cu un număr de 13 participanți, 13 copii, cei mai pregătiți ca și timp. Ne ducem să câștigăm, ne ducem să ne întoarcem cu medalii. Am avut 22 de medalii, 5 locul 1, 10 locul 2 și 7 locul 3. Au fost undeva la 700 de participanți veniți din mai multe țări, Norvegia, Slovenia, Slovacia, Polonia, Serbia și din România. Greu, un concurs foarte greu. Ne bucurăm că am reușit să venim cu timpii acasă cât mai buni. Toți au performat, toți se vede că munca de 2 ore cursiv zi de zi aduce roade. Fiecare înotător și-a demonstrat abilitățile remarcabile în probele în care au concurat, contribuind astfel la succesul colectiv al echipei. Mi s-a părut ușor. Eu sunt. Dar ce probe ai participat? Că au și spate. Ce rezultate ai obținut? Locul 1 și locul 2. Locul 1 la spate. Emoții pentru acest concurs? Da. Da. Și ce rezultate ai obținut? Locul 3 la 50 crawl și locul 3 la 100 crawl. Cum a fost? Au greu. De ce a fost greu? Pentru că acei copii din Ungaria făceau de foarte mult timp în urmă. 3 spate, 100 și 100 crawl. Tot trei. Cum a fost concursul? Foarte greu. De ce? Pentru că a fost bazinul mare. Care au fost probele de concurs? Crawl, procedeu, 100, 100 spate. Foarte greu. Un pic amar emoțiile față de celelalte concursuri, dar a fost ok. Greu, dar și competitiv. De ce? Pentru că erau multe echipe din străinătate, chiar și din România. Și totuși v-ați descurcat? Da. Ce rezultate? Locul 2 la 200 de metri spate. Cum ți s-a părut competitiv? Grea. Locul 3 la 200 spate. A fost greu? Da, puțin. Ce rezultate? În locul 2, 4 de 2 și 2 de 3. Foarte multe rezultate bune, ai muncit mult, înseamnă. Da. Te-ai pregătit foarte intens. Da. Pe lângă dedicarea și talentul sportivilor, un rol crucial în această reușită îl au și profesorii lor, care și-au adus contribuția prin antrenamente riguroase și strategii eficiente. Instructorii sportivilor de la CSM Slatina sunt Bogdan Chiriac, Ovidiu Radu și Claudiu Ionescu.